Bună ziua, mă numesc Sava Mariană și vă invit la lecții de limbă și literatura română în clasa 10 pentru instituțiile cu predare în limbele minorităților naționale. Subiectul lecției de azi, oamenii de lângă noi, modele demne de urmat. Cred că toți avem un model de urmat în viață. O persoană minunată care a reușit mult mai multe decât noi, astfel încât să știm unde să țintim. Acele persoane sunt considerate exemple demne de urmat. Tinerii preiau astfel diverse obiceiuri sau comportamente sau îi influențează viața. Un model poate fi un părinte, un profesor, un preot, o vedetă sau o altă personalitate. În continuare, aș vrea să vă propun o listă de personalități care, prin modelul vieții sale, prin reușitele pe care le-a obținut, prin îndeletnicirile, interesele, munca, pot servi drept modele demne de urmat pentru voi. Poate din aceste exemple nu veți găsi personalități vedete în lumea modernă, dar cu siguranță vă va trezi interesul pentru a-i cunoaște. Atenție! Vera Anastasiu, antrenoare de dicție. Dorin Mereuță, producătorul pâinii Eco. Constantin Lisnic, primul barbershop din Moldova. Victor Constantinov, conducătorul clubului Turistic Travers. Valentina Nafornița, soprana de operă. Dmitrii Voloșin, omul de fier, Ironman. Pavel Borșevski, parohul Bisericii Sfântul Dumitru din Chișinău. Cleopatra Stratan, cea mai tânără interpretă de succes. Pavel Levință, fotograf. Sergiu Musteață, profesor universitar, doctor în istorie. Nu știu cine v-a trezit interesul spre o cunoaștere mai detaliată, dar sunt sigură că persoana pe care am ales-o eu drept subiect al lecției, cu adevărat merită a fi un om, un model demn de urmat. Deci azi la lecție. Vei cunoaște pe omul de fier, Ironman Dmitri Voloșin, veți citi și comenta două fragmente din blogul personal voloșin.md, veți expune părerea personală despre succesul lui Dmitri Voloșin, veți viziona un filmuleț despre Dmitri completând rubricele tehnice de lucru, cubul. Deci, Dmitri Voloșin are 44 de ani, deține afaceri prospere așa ca 3D9, Simples, Sporter, Point, Studio MD. Acum câțiva ani și-a dedicat viața sportului, fluturând drapelul Moldovei la finalul celor mai dificile competiții și maratoane. La fel, ultimii 7 ani, în Moldova, a organizat cele mai cunoscute evenimente sportive, Chișinău Maraton, Chișinău Criterium, Rubicon, Triathlon Triumf, Gladiator Mudrais și altele. Creator a mai multor filme cu desene animate cu caracter social și educativ. În continuare, pe blogul său personal voloșin.md putem afla mai multe detalii despre viața lui Dmitri, drumul spre succes, greutăți prin care a trecut, obiectivele pe care le-a propus și rezultatele pe care le-a obținut. Deci, să cităm un fragment. 7 ani de durere. Sportul m-a făcut să realizez că nu există lucruri imposibile. M-a învățat să fiu disciplinat și să-mi planific ceea ce fac. Mi-a oferit capacitatea să suport durerea și mi-a dat șansă să-mi fac sute de prieteni în întreaga lume. Acum 7 ani mi-am dat seama că mă pierdusem în labirintul vieții, că am ajuns într-un impas. Nu exista cale întoarsă, dar nici nu puteam să ocolesc acest blocaj. Aveam în față un zid uriaș. Am tot încercat să-l sparg, amestecând încercările mele cu mult whisky, dar m-am afundat și mai adânc în depresie. M-am oprit și m-am uitat în jur. Erau 2 ziduri. Singura cale pe care o vedeam era să mă întorc, dar nu am vrut să mă întorc, pentru că potecele bătute și plictisitoare nu sunt pentru mine. Am urcat zidul timp de 7 ani, deoarece era foarte înalt. În tot acest timp, permanent am suferit durere, leziuni, sufocare, stare de preinfarct, digerături, hiperglicemie, inima,
rinichii, plămânii, ficatul, mușchii și creierul mă implorau să mă opresc și să pun capăt suferințelor. Dar m-am tărât, am alergat, am înotat, am urcat în sus. Și brusc, la un moment dat, mi-am dat seama că durerea mă face mai puternic, iar suferința este doar alegerea mea. Am acceptat durerea ca pe un prieten care mă trage în sus și am încercat să mai sufăr. În loc de o grimasă de durere și amărăciune, mi-a părut zâmbetul pe față. Eram fericit, pentru că am reușit să depășesc. Nu era vorba de zid, ci de mine însumi. M-am autodepășit. Mușchii au devenit mai puternici, burta s-a aplatizat, iar bolfele mele s-au transformat în pomeți zgâriați. Dar în timp ce urcam pe acest zid, m-am schimbat. Am devenit persoană care crede că fiecare zid are un capăt pe care te poți urca și nu contează cât durează. Prieteni, prin această postare nu intenționez să vă convinc că sunt un erou sau că am comis vreo faptă eroică. Sunt sigur că fiecare dintre voi poate urca propriul zid pentru a se schimba și pentru a-i ajuta pe ceilalți. Trebuie doar să începi să urci, chiar dacă pare că fârful este de neatins. La o lectură atentă a primului fragment putem să observăm detalii importante despre starea de spirit a lui Dmitri în realizarea scopurilor propuse. Încercați să răspundeți la întrebări. Ce i-a oferit sportul? La ce fel de zid se referea Dmitri în mărturisirile sale? Ce fel de dureri a suferit Dmitri în cei 7 ani? La ce concluzie a ajuns? Ce transformări a avut în loc în corpul lui? Ce fel de persoană a devenit Dmitri? Care este îndemnul lui? Înainte de a lectura al doilea fragment selectat din blogul lui Dmitri Voloșin, vă propun să ne documentăm. Maraton. Cursă de alergare de 42 de kilometri. Ironman. O competiție sportivă de triatlon. 3,8 km not, plus 180 km biciclete și plus maraton. Kilocalorie, unitate de măsură care indică valoarea energiei cu 1000 de calorii. Freediving, o formă de scufundări subacvatice cu reținerea respirației. Maraton internațional Chișinău, cea mai spectaculoasă competiție sportivă din Moldova. Rubicon, ștafeta de ultramaraton de câteva zile, alergare prin raioanele Republicii. Triatlon Triumf, campionatul de triatlon în aer liber. Chișinău Criterium, cursa urbană de ciclism. Velohora, o cursă de ciclism amator. Ghidighici si mile, competiții de not în apă deschisă. Wine Run, serie de curse subterane unice. Gladiator Mud Race, cea mai murdară cursă prin obstacole. În continuare, vă propun să citim al doilea fragment din blogul personal al lui Dmitri și să răspundeți la întrebare: câte evenimente sportive a organizat Dmitri Voloșin? Experiența de 7 ani. În 2012 am aflat despre existența cursei Ironman și despre sportul de amatori. Brusc am înțeles că e ceea ce am nevoie. Trebuia să-mi petrec 2024 de ore la 1826 de antrenamente și să ard peste 1.155.000 kilocalorii, echivalentul a 150 kg grăsime. În acest timp am alergat aproape 13.000 de kilometri, iar peste 1000 de kilometri i-am trecut în not. Sunt unul dintre primii sportivi din Moldova care au câștigat titlul de Ironman, cucerind toate distanțele de triatlon, 3,8 km not, 180 km bicicletă și plus maraton. Am trecut în not strâmtorile Gibraltar și Bosfor, râul Volga, Gangele, lacul Balaton și chiar canalul din Veneția. Am avut ocazie să not în Oceanul Arctic. Am devenit Ocean Man în Mexic și am alergat pe insula If. Apropo, am evadat și din Alcatraz.
traversând în not strâmtoarea. Am participat la cea mai grea cursă de supraviețuire, Tufgăi. Am depășit una dintre cele mai dificile distanțe de înot, Otilo. Am urcat pe Mont Blanc, muntele Elbrus. Iar colecției mele de realizări personale i s-a adăugat și titlul de campion al Moldovei și maestru al sporturilor în freediving. Am învățat să-mi țin respirația sub apă timp de 6,5 minute și am participat de 2 ori la campionatele mondiale de freediving. Dar pasiunea mea principală sunt maratoanele. Până acum am reușit să alerg peste 20 de maratoane. Totodată, 5 dintre ele sunt majore, cele mai importante pentru orice maratonist. Maratoanele Paris, Tokyo, Ierusalim, Roma, New York, Londra. În cariera mea sportivă au fost și curse de 6 zile prin deșertul Saharna, maraton de Sables, ultramaratonul din Africa de Sud, Comrades, maratonul de caritate, Wing for Life, o cursă fierbinte, Death Valley, în SUA. În anul 2018 am devenit primul moldovean care a alergat cel mai sever maraton la Polul Nord. Am luat locul 2, foarte prețios pentru mine. În anul 2019 am stabilit un record mondial de alergare la temperaturi extrem de scăzute, alergând 50 de kilometri la temperaturi de minus 60 de grade Celsius. Și asta nu este totul. În acești 7 ani, împreună cu echipa mea super grozavă Sporter, am ridicat sportul de amator din Republica Moldova la un nivel nou. Am organizat maratonul internațional Chișinău, ștafeta de ultramaraton Rubicon prin toată Moldova, campionatul de triatlon în aer liber Triatlon Triumf, cursa urbană de ciclism Chișinău Criterium, competiția de not în apă deschisă Ghidighici Sea Mile, seria curselor subterane unice Wine Run, precum și cea mai murdară cursă Gladiator Mudrise. În această perioadă am organizat 66 evenimente sportive, la care au participat peste 80.000 de oameni, 7.235 de străini din 62 de țări, care au alergat, au înotat, au parcurs 700.000 de kilometri pe drumuri, străzi, dealuri, prin beciuri, lacuri și râuri ale Moldovei. Probabil că anume din acest motiv am primit un premiu pentru contribuție la dezvoltarea sportului în țară, decernat de președintele și Guvernul Republicii Moldova. Ne întoarcem la întrebarea lecturii fragmentului. Câte evenimente sportive a organizat Dmitri Voloșin? Cu siguranță ați răspuns corect. Dmitri Voloșin a organizat peste 66 de evenimente sportive în țară. Recitiți cele două fragmente propuse și completați tabelul cu date despre Dmitri. Numărul de antrenamente, kilocalorii arși, kilometri alergați, kilometri în înot, numărul de maratoane la care a participat și numărul de evenimente organizate. Selectați competiții sportive la care a participat, la înot și la maratoane. Răspunsul este următor. Strâmtoarea Gibraltar și Bosfor, râul Volga, Gangele, lacul Balaton, canalul din Veneția, Oceanul Arctic. Maratoane. Maratoanele Paris, Tokyo, Ierusalim, Roma, New York, Londra. Cursa de 6 zile prin deșertul Sahara. Ultramaratonul din Africa, de Sud, Comrades. Cursa fierbinte Death Valley în SUA. Și să generalizăm. Ce evenimente sportive a organizat? Maraton internațional Chișinău, Rubicon, Chișinău Criterium, Triatlon Triumf, Velohora, Ghidighici Sea Mile, Wine Run și Gladiator Mudrise. Răspundeți la întrebări, exemplificați prin citate din al doilea fragment. În ce an a aflat Dmitri despre existența cursei Ironman? Care este cea mai grea cursă de supraviețuire la care a participat? Care este cea mai dificilă distanță de înot care a depășit-o Dmitri?
cât timp poate să-și țină respirația sub apă, care este recordul mondial la alergare obținut de Dmitrie în anul 2019, câte evenimente sportive a organizat în țară împreună cu echipa Sporter, exemplificați, ce premiu a primit Dmitrie Voloșin de la Guvernul Republicii Moldova. Analizați aceste două fragmente despre Dmitrie Voloșin și expuneți părerea personală cu ajutorul tehnicii 6 de ce. De ce Dmitrie Voloșin poate servi drept model demn de urmat pentru tinerii de azi? În continuare, vă propun să vizionați un filmuleț despre Dmitrie Voloșin cu titlul 7 ani de durere. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Privit filmulețul și încercați să completați cubul cu următoarele rubrici. Descrie drumul de succes al lui Dmitrie Voloșin. Compară-l pe Dmitrie Voloșin cu o altă persoană care poate fi un model demn de urmat. Asociază cu un cuvânt modelul lui Dmitrie. Analizează ce poți învăța din succesul lui. Aplică ce ai schimba în viața ta după ce ai cunoscut modelul prezentat. Și argumentează de ce ai luat drept model de urmat reușitele lui Dmitrie. Cu adevărat, experiența lui Dmitrie Voloșin ne poate servi drept model de urmat, căci a obținut multe rezultate frumoase prin muncă, perseverență, putere și încredere în sine.
Din modelele demne de urmat ar trebui în primul rând să învățăm din experiența lor și în același timp să păstrăm identitatea proprie. Persoane, modele demne de urmat, ne pot învăța să fim perseverenți, puternici, dârși, tari, neclintiți și să urmăm scopul propus.